Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Ați văzut ce se întâmplă în spațiul aerian al nostru și al ungurilor și al bulgarilor? Da, și severinean, da, exact. Și interceptări și dogfight, luptă de avioane, mă rog, cât de cât, de vânătoare, deasupra drobetei, turnul Severin? Eu n-am un înțeles... Un incident, da. Ceva, că am văzut nici niște imagini da. Cu un avion militar. Da, F-16. E sigur așa? Că e militar? Care urmărea... niște puncte. Mă rog, un avion... După sunet. Da, avea tobă de sport. Avea tobă sport de avion. Crezi că erau militar. Tot avioanele alea militare de le-am văzut eu la Băneasa? Acum ceva săptămâni? Da. De data se confirmă. Zbura după un alt avion. După un alt dar avion. Aparent avea dificultăți în a-l prinde. Păi nu, din potrivă. Stai puțin, nu știu ce ai văzut tu, habar n-am. Al depășea și deci... se tot întorcea. Da, păi asta este, problema e cu viteza. Deci avionul ăla care a tot fost interceptat, eu asta nu înțeleg. Deci la ce este bună interceptarea? Din punctul meu de vedere, interceptarea e că vine avionul de vânătoare la obiectul zburător neidentificat sau avionul care intră și face ceva. Da, și zice, moșule, trage pe dreapta. 20-20. Da, și e ca la poliție, adică 20. Dacă zice polițistul de 15 ori trage pe dreapta și tu nu tragi, scoate pistolul pe geam și trage în cauciucurile avionului, știi? Dar aici nu s-a întâmplat nimic, deci avion bimotor sau ce era? Aeronavă bimotor. Planor. Mărișoară. Cum mă? E bimotor, e mărișoară. Fără plan de zbor, transponder oprit. Deci, practic, fără plăcuțe de matriculare. Și avea și stația oprită. Și cu luminile stinse. Și da. Stația oprită. Și complet neregulamentară, a plecat din Ungaria, de la Debrețin, și a survolat în această seară la joasă înălțime spațiu aerian al Ungariei, României, Serbiei și Bulgariei. Și a fost interceptată. A dat o tură, cum se zice. Și escortată. Deci omul avea treabă. El s-a dus, a plecat din Ungaria, la joasă înălțime a mers pitulat și s-a dus în unde s-a dus? În Bulgaria. Și a fost escortată de toate aviațiile posibile. Și după aia? Ungaria, România și Bulgaria. Iar la România au fost și americanii și români care s-au dus și au escortat. Lasă-mă să ghicesc. A fost un copil, a furat cheile lui Tasu de la avion. Posibil. Și a dat o tură. Păi și n-a aterizat nicăieri, adică nu... Pa da, s-a dispărut în Bulgaria. Deci aeronava avea la bord două persoane. Și ce au făcut... Deci ce făceau aceste persoane? Avioane militare. Avioane militare F-16 și Gripen, că ungurii au Gripen, s-au dus și au făcut interogări radio și semnale vizuale. I-au dat cu farurile. Flash-ul, dar i-au dat cu farurile. Colegii, colegule, trage pe dreapta. Bă, dar ce se întâmpla în Carlinga, acelui mic avion? Bimotor, mă rog, Beechcraft, două persoane înăuntru. Aia mergeau, ia uite-mă, fii atent că au venit aia. Au girofarul pornit? Nu, se aude sirenă? Nu. Să fie sănătoși, tată, nu tragem pe dreapta. Dacă n-au girofarul și nici sirenă, nu mă interesează. Băi, ne fac din faruri. Și ce dacă? E ilegal să facă din faruri. Auzi, dar ei având transponderul ăla închis. Da. Ăștia le făceau cum? De alea ca la lasă geamul la manivelă. Da, da. Deci și la geam. Alo? Măi, băiatul! Să le pun bilețele? Nu știu care e procedura. Îi pun bilețel pe... Nu știu ce se întâmplă vizual. Ar putea, dacă avem... Să ne scrie piloții avioanelor de vânătoare care sunt pe recepție. Ce semnale vizuale, în afară de să tragi cu trasoare cu tunul de bord pe lângă el, există când interceptezi cu avionul de vânătoare un bimotor cu două persoane la bord? Da, noi și nu ne pricepem, adică nu știm ce s-ar fi putut întâmpla. Da, deci nu i-au făcut nimic. Au interceptat, au făcut poliția aeriană, au trecut pe lângă ei, au făcut semnale vizuale și interogări radio. Alo? Colegul, recepție, mă auzi? O probă de stație. Se poate. Cine mă aude și pe mine cineva, o probă de stație colegilor să văd capsația că nu merge stația. Turnul are radio închis, cum da. Facem cu el? Da. Și duceți-l da. În Bulgaria. Da, împingeți-l în Hai radio de aici. Radio de aici. Și ce mă gândesc? Bine că n-a venit să parcheze în sectorul 1, că îl ridica Clotilde. Mamă. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.